Un bărbat de 47 de ani din județul Alba este cel care a sunat pe 1 martie la 112 și a anunțat că mai multe clădiri din capitală vor fi atacate cu rachete, anunță IGPR. Polițiștii și procurorii au descins la domiciliul acestuia pentru percheziții. Pe 1 martie, la interval de 4 minute, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că la două locații din București a fost primit câte un apel telefonic. Mai exact, prin intermediul unei înregistrări audio s-a transmis faptul că va fi executat un atac cu rachetă asupra sediilor respective, iar persoanele prezente în acele spații au la dispoziție 21 de minute pentru a evacua zona. Față de bărbatul de 47 de ani s-a început urmărirea penală pentru amenințare teroristă. Acesta va fi audiat la sediul DIICOT. La misiunea de identificare a făptașului au mai participat ofițeri SRI și jandarmi.